Asculți întâlniri cu oameni frumoși la Radio Terra Nova, pași spre cunoaștere. Bună seara. Sunt Iuliana Mușătescu, psiholog, terapeut prin artă și vă invit să ascultați emisiunea Întâlniri cu oameni frumoși. În cadrul acestei emisiuni îmi doresc să invit oameni frumoși, celebri sau nu, care prin activitatea lor socială sau profesională au adus în mod real, autentic, o lumină în viața semenilor. Locul unde ei au ajuns a devenit unul mai frumos, mai curat, mai bun, iar oamenii care au intrat în contact direct sau indirect cu ei au simțit o îmbunătățire a propriei vieți. Oameni care au sfințit sau sfințesc locul în care sunt. Persoane care consideră că misiunea vieții lor este iubirea necondiționată. Îmi doresc un dialog autentic, sincer, uman, care să fie ascultat și înțeles de cât mai mulți oameni, care să regăsească în această întâlnire părți din sufletul lor, din întrebările exprimate sau poate tăinuite în ei de-a lungul vieții. Îmi doresc ca ei să fie modele pentru ceilalți, nu dintr-o poziție de superioritate, ci ca un exemplu de curaj, de altruism, de credință și asumarea misiunii personale. Invitata mea din această seară este Natalia Pancec. Bine ai venit, Natalia! Bine v-am găsit! Bună seara! Natalia, cine ești tu? Sunt violonistă în Orchestra Filarmonicii George Enescu din București. Acum sunt șef, adică de vreo 4 ani sunt șef de partidă. Asta mi oferă de multe ori posibilitatea să fiu concertmaestru al orchestrei și e o onoare să fiu în această poziție. Sunt și profesoară la școala gimnazială numărul 3 din București de nu mulți ani, dar cred că din dorința mea de a deveni tot mai bună și de a putea ajuta tot mai mult copiii pe care i-am la clasa mea, cred că am învățat foarte multe într-un timp scurt și m-a impulsionat foarte mult această perioadă de când am început să fiu profesoară, să caut, să ies cumva din zona de confort, să știu, îmi dau seama că sunt foarte mulți copii, foarte diferiți sunt și trebuie să te adaptezi fiecăruia, deci cumva a trebuit cumva să mă adaptez la tot felul de situații și de personalități. Deci a fost așa mi-a plăcut foarte mult. Și pentru că ai pomenit de copii, cum ai ajuns să cânți la vioară? Pe vremea mea trebuia să asculți de părinți. Când am fost în clasa 1, părinții mei au vrut ca eu să încep să studiez la vioară. Deci n-a fost o atracție personală, așa, da, irezistibilă. Am început să studiez. Vioara este un instrument destul de greu la început, dar fiindcă eram o fată ascultătoare, n-am protestat, cu toate că mi-ar fi plăcut să încep să cânt la pian. Și abia destul de târziu, prin clasa 7, deci pe la 13 ani, am simțit că îmi place, că cumva e o, nu știu, atracție față de sunetul viorii. Și practic te-ai regăsit în frumusețea acestui instrument. Da, și parcă m-a surprins, uite ce frumos pot să cânt la vioară și câtă satisfacție sufletească mi-aduce. Și a fost chiar ca un proces de autocunoaștere, de autodescoperire a propriei ființe. Da, da, adică cumva a fost și ca un răspuns la propriile trăiri. Am început probabil că în acel moment să mă exprim, să-mi dau seama că poate să fie așa ca un fel de terapie. Da. Ce trăsătură a ta crezi că te-a ajutat cel mai mult până acum pe plan profesional și în ce fel? Uitându-mă la cariera mea așa în întregime și având în vedere că deja am ajuns așa la o vârstă minunată, spun că este
perseverența și dorința permanentă de a fi mai bună, de a crește, de a nu mă mulțumi cu așa un confort pe care l-am găsit, cu toate că nici nu există nemulțumirea asupra ce sunt la momentul prezent, dar tot timpul am dorința asta de a fi mai mult, de a crește, de a căuta soluții, pentru că tot timpul avem dorințe spre mai bine. Cred că este foarte, cum să zic, nu cred că există momente chiar la nivel foarte înalt în care să nu-ți dorești mai mult, și e valabil și la nivel de interpretare muzicală. Tot timpul există ceva acolo care poate fi și mai bine, și atunci... Da. Mă gândesc că e o nuanță în plus, un subtext, cum e în cazul actorilor. Un subtext care poate să îmbogățească textul propriu-zis, da. Și la violoniști o nuanță în plus poate să dea o altă valoare unei interpretări, unei partituri muzicale. Da, și de multe ori îți dai seama, după multe interpretări, îți dai seama că ai căpătat nuanțe în plus în interpretare, din căutarea asta permanentă de mai bine. Mă gândesc că asta face ca procesul artistic să fie un proces viu. Pentru că în momentul când ai fi mulțumit și totul ar fi perfect, s-ar întâmpla exact ce spuneai tu, nu ai avea de unde să mai crești. Dar tocmai această dorință de a fi din ce în ce mai bun, de a interpreta un lucru cu mai multă finețe, cu mai multe nuanțe, asta face ca procesul artistic să fie unul valoros, din ce în ce mai valoros. Și atunci publicul simte asta. Da, și în cazul interpretării muzicale sunt multe lucruri tehnice pe care trebuie să le depășim și să le realizăm cât mai bine, dar în final tot ce transmiți, partea asta ajunge la public. E adevărat că dacă cânti fals nu ajunge ce trebuie la public. Dar în momentul în care este tehnic în regulă, cum să zic, bucata muzicală, partea vie din moment este ce ajunge la ascultător. Da, este receptat într-un mod just și poate chiar într-un mod terapeutic, vindecător de cel din sală. Asta vreau să te întreb. Cât de importantă este relația artistului cu publicul și cât de important este ceea ce artistul oferă publicului? Partea asta de apropiere cu publicul m-a scăpat pe mine de emoțiile destructive de pe scenă. Și atunci când am început să gândesc în felul acesta, ce fac eu când sunt pe scenă? Eu dau ceva din sufletul meu, eu dăruiesc. În acel moment... Sau gândindu-mă de mai multe ori la asta, eu am început la orice nivel, și acum când concertmaestru, poate am un solo de cântat pe scena Ateneului, lucru care înainte m-ar fi făcut să tremur, e foarte greu să ai presiunea asta, se uită și colegii tăi care sunt niște colegi extraordinari, se uită și publicul de la Ateneu, sau sunt și alte conjuncturi de acest fel. Dacă nu gândesc că eu dăruiesc muzică și din sufletul meu, că prin muzica aceea transmit bucăți din suflet. Da. Dacă nu gândesc așa, e greu de rezistat la emoții, dar în felul acesta nu mai am nicio problemă. Deci cumva a fost vindecătoare apropierea de public. Pentru că vorbit despre tehnica necesară, mi-amintesc că la un moment dat spuneai ceea ce îmi lipsea era de fapt tehnica necesară pentru a putea exprima muzica din interiorul meu. Cum ai ajuns să găsești această tehnică potrivită și dacă există un profesor, un mentor, un om pe care l-ai întâlnit și care ți-a schimbat parcursul vieții în bine? Da, maestru Podlovski a fost mare violonist, din păcate anul trecut a murit. Dânsul a fost așa cel mai important
om în dezvoltarea mea violonistică și dânsul avea dorința și de a perfecționa pe partea tehnică, dar și pe partea artistică. Și mi-a plăcut că de la nivelul acela de mare violonist a știut să se aplece asupra problemelor tehnice de rezolvat, adică cumva practica asta de pedagogică. Da, da, și de a te înclina asupra amănuntelor, de a le rezolva. Și de a avea răbdare să lucreze și să vadă în copilul care venea la el pentru a fi învățat să cânte un instrument, un viitor artist. Da, da, asta la un moment dat meditam asupra acestei probleme. Câteodată poate nivelul copilului pe care îl pregătești este destul de slab, dar dacă încerci, dacă el își dorește și tu vezi în el un posibil violonist, cred că chiar sunt posibile lucrurile astea de a progresa, de a merge așa cumva țintit înspre scopul de a fi violonist adevărat. Da, mă gândesc că fiecare profesor într-un fel ar putea fi un maestru care să aibă intuiția, să vadă sămânța aceea de talent care merită să fie crescută și care merită investită cu încredere. Am cunoscut oameni care nu au fost încurajați, chiar dacă poate erau talentați, și atunci, descurajați fiind, au renunțat la visul lor. Da. Deci e un mare dar, da, întâlnirea cu oamenii frumoși. Da, și trebuie, în practica asta cu copii, îmi dau seama că trebuie să găsesc fiecare moment în care am motiv, nu pot să spun unui copil, să-l mint, dar în momentul în care mă bucură o trăsătură a lui sau un efort al lui pe care l-a făcut și a ieșit un rezultat bun, trebuie neapărat să-l laud, să-i dau încredere. Și sigur că ei fiind așa de diferiți, câte unul este, adică au trăsături diferite. Poate unul este mai talentat în sensul că imită repede, e capabil de a imita repede orice aude, altul este muncitor și asta contează foarte mult. Deci cumva lucrurile trebuie așa cântărite și impulsionați pe partea care este mai puțin dezvoltată așa. Da, care merită exploatată. Mm-hmm. Ai avut momente când ți-ai pierdut încrederea? Și cum l-ai gestionat? Momente când ai fost descurajată? Cred că în trecut erau momente mai, poate mai greu de ieșit din ele, sau poate rămâneam prea mult în acea stare. Da, probabil că ca urmare a unor concursuri sau audiții soldate cu eșec. Un eșec aparent de multe ori, pentru că există multe cazuri în care aparentele eșecuri sunt de fapt niște trambuline din care ies alte oportunități. Da. Acum nu prea mai sunt momente, sau dacă sunt, sunt foarte trecătoare astea de încredere. Și oricum ce aș vrea să mai zic, că cred că niciodată nu m-am gândit să mă las de vioară. Adică orice mi s-a întâmplat, asta n-a intrat în calcul. Că știu că mai sunt situații în care cineva se pregătește foarte bine pe un instrument și tot, nu, poate nu reușește să intre într-o orchestră sau nu-și găsește locul după ce termină facultatea și sunt, chiar am, știu situații în care s-au lăsat efectiv de instrument și mă gândesc că în cazul instrumentiștilor foarte buni, din care faci și tu parte, instrumentul la care cântă devine parte integrantă din ființa lor și atunci n-ai cum să renunți. Da. Pentru că e parte din tine, nu poți să renunți la o parte din tine. Așa e, da. Da, probabil că ei nu văd în felul ăsta și poate e și mai mult poate o ambiție, ambiția de a reuși și dacă nu reușești atunci nu mai merită. E o frică, practic, frica de eșec. Da. Ce crezi că este succesul?
Succesul cred că este să faci ceea ce îți place ca și ocupație principală. Adică mă gândesc că dacă ai un loc de muncă care nu îți face plăcere, să nu-ți place să mergi la muncă, la serviciu, asta e destul de apăsător și destul de frustrant până la urmă. Da, da, frustrant. Și cred că simpla aflare la moment, în locul potrivit și care ți aduce bucurie, este deja un succes. Iar apoi succesul, în cazul meu, poate să fie succesul pe care îl simți pe scenă, când oamenii te aplaudă, când simți căldura, entuziasmul. Da, asta poate fi succesul. Sau poate că ai fost un om important în viața altora. Chiar mă gândeam în timpul pandemiei, că ne-am oprit așa deodată din activitățile noastre, atunci mi-a venit mie gândul acesta al rolului profesorului în viața unui elev, unui student. Și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să fac asta. Deci asta a fost momentul meu de început în ale profesatului. Și în această perioadă s-a născut și dorința unui curs online pe care tu îl oferi în acest moment gratuit celor care vor să învețe să cânte la vioară. Da, probabil că un pic după mi-a venit această idee și cumva a fost așa ca un firicel care s-a ivit în gândul meu, și dar mergând totuși înainte pe această idee, mi-am dat seama că sunt foarte mulți pe care îi pot ajuta în felul ăsta. Chiar m-a surprins de drumul așa la cursul acesta, câți oameni își doresc sau n-au avut conjunctura potrivită la o anumită vârstă când se începe, să știe că trebuie început studiul viorii cât mai devreme, pe la 6-7 ani. Dar eu zic că niciodată nu e prea târziu, mai ales când simți că vrei să faci asta, poți să începi și la 50 de ani. Și ai descoperit mulți oameni frumoși care își doresc să învețe să cânte la vioară. Da, și chiar îmi spunea un domn că nu crede că e talentat, nu crede că are ureche, dar îi face bine să cânte la vioară așa cum poate. Îi da, face, iată, da. O terapie prin cântatul la vioară. Care este cel mai mare vis al tău? Îmi doresc să cânt solistă cu orchestre cât mai bune. Și e adevărat că mi s-a întâmplat asta, deja am cântat solistă, dar mi-ar plăcea așa să am o activitate mai plină de concerte. Îmi place foarte mult postura asta de solistă în orchestre. Mi se pare că este așa o bipostază în care ești și tu în prim plan și transmiți direct oamenilor și ești ajutat de o orchestră care face ca totul să sune și mai amplu și mai impresionant. Și chiar mi-a plăcut de când am cântat prima oară solistă în clasa 12-a, deci pe la 18 ani, am simțit că din prima, că e foarte frumos. Dacă ar fi să schimbi ceva din viața ta de până acum, care ar fi acel lucru? Cred că dacă aș fi avut încrederea în mine de acum, mult mai devreme, creșteam mai repede și poate ajungeam mai... Da, oricum, niciodată nu e prea târziu. De asta, chiar dacă am dobândit-o așa un pic mai târziu, simt că lucrurile se dezvoltă în continuare, chiar dacă timpul trece. Pentru că tu ești și profesoară și mamă, vreau să te întreb, care ar fi gândul pe care tu l-ai transmite copiilor? Gândul tău, sfatul tău de viață. Ce le-ai spune? În primul rând să-și găsească o direcție în care simt că le place, că ar putea să facă asta toată viața lor.
Știu că e greu de găsit, dar dacă îl găsești, să mergi cu încredere și să încerci să devii tot mai bun. Spune-ne câteva dintre proiectele tale din acest moment și unde te putem asculta. În fiecare săptămână aproape mă puteți asculta sau ca parte a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii George Enescu. Joi și vineri avem concertele de la 7. Ne bucurăm să avem de cele mai multe ori sala plină. Asta, cred că de stagiunea asta s-a schimbat așa foarte, foarte mult situația. Pe 25, la sfârșit, nu știu exact data, la sfârșitul lunii o să fiu solistă într-un concert al Orchestrei de Cameră a Filarmonicii. O să cânt într-un concert de Vivaldi pentru patru viori. Mă gândesc că oamenii care vor să te asculte pot găsi informații despre tine și despre viitoarele tale concerte chiar pe site-ul tău. Da, și pe site, pe Facebook am pagina de like-uri. Da. Pagina personală de pe Facebook. Da. E un loc unde oamenii sigur că pot afla lucruri. Da. Pe site, că toată nu este foarte actualizat. Dar o să încerc să remediez problema. Am proiecte cu vioară chitară, When Wild Meets Guitar, se numește proiectul nostru, cu Emilian Florentin Gheorghe, cu care o să cântăm pe 9 aprilie la Ateneu. Am avut de curând, adică noi suntem așa, e un proiect care se pliază și în spații clasice de... cum ar fi Ateneu sau săli mai importante și pe cluburi, ne place foarte mult. Este un proiect care include anotimpurile de Vivaldi alături de piese rock. Și atunci, frumos. Atunci fiind iubitori din ambele genuri, putem să intrăm și în spații cum ar fi cluburi și locuri mai puțin convenționale. Da, mi se pare important ca muzica voastră să ajungă și la oamenii care nu reușesc să vină în sălile de spectacole. Da. Pentru că ne apropiem de final, vreau să te rog să le transmiți oamenilor care te ascultă un mesaj din suflet. De la suflet la suflet. Mi-ar plăcea să... Odată să aibă încredere în ei și în faptul că își pot schimba viețile în bine. Să încerce să-și găsească soluții la probleme, să nu accepte o situație poate mai puțin bună, că așa trebuie să fie. De fiecare dată avem soluții, putem încerca lucruri care să ne facă viața mai frumoasă. Și cred că e foarte important să ne facem viața mai frumoasă, fiecare dintre noi. Și atunci poate și ne-am comportat mai frumos unii cu alții, dacă am încercat fiecăruia să ne fie bine, să plătește. Da, iată încă o cheie care ar putea îmbunătăți relațiile dintre oameni. Îți mulțumesc, Natalia, pentru prezența la această emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Indiferent de domeniul în care activează, prin felul lor de a fi și de a relaționa cu ceilalți, există oameni care aduc valoare la nivel uman, social, valoare în comunicare autentică, în înțelegerea și sprijinul față de oameni. Sunt Iuliana Moșetescu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la această întâlnire.